tuturor, sunt Cristina Costache și bine ați venit s-a revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt un machiaj super simplu de zi, doar cu produse cremoase. Am pus accentul foarte mult pe ten, să fie unul cât mai luminos, cât mai radiant, cât mai sănătos, pentru că mi-am dat seama că în ultimele clipuri de pe canalul meu am pus amprenta pe tenul mat, super rezistent, putem folosi și mai multe produse, așa că astăzi folosim puține produse pentru acest machiaj super finuț, super luminos. Sper tare mult să vă placă, deși am folosit și două produse prăfoase, dar o să vedeți în continuare de ce. Dacă vreți să vedeți cum am realizat acest machiaj, rămâneți în continuare alături de mine. Ca de fiecare dată, mai întâi de toate este pregătirea tenului. Pe tenul proaspăt curățat și tonifiat o să aplic astăzi o apă termală. Ador pur și simplu apele termale, mai ales pe timp de vară, pe căldura asta, pe tenul meu sensibil și iritat. Este o doză de hidratare, de prospețime, de calmare. Este un produs nemaipomenit pe care trebuie să-l aveți în trusă. Eu am două ape termale preferate, cea de la La Roche-Posay și aceasta de la Aven. Astăzi o să o aplic pe aceasta. Atât pe față cât și pe decolteu. După care tapotez fața, de regulă aplic apa termală atât înainte de machiaj cât și după. Pot să o aplic atât seara cât și dimineața, atunci când simt nevoia de un plus de hidratare și calmare. Nu o să aplic foarte multe produse de skincare pentru că este foarte cald afară și nu îmi doresc să-mi încarc tenul cu prea multe produse. Așa că mai întâi de toate o să aplic o cremă de ochi și am o nouă cremă care este tot de la Simple. V-am spus eu că am descoperit acest brand recent. V-am arătat un unboxing recent și pe Instagram cu câteva produse de la Simple pe care le-am cumpărat să le încerc pentru că am văzut că au ingrediente foarte ok, foarte safe, plus că au multe vitamine, extracte. Așa că crema de astăzi se numește Brightening Eye Gel. Este o cremă ce conține 3% antioxidanți, vitamina C, vitamina B3, vitamina E, cât și ghimbir. Este o cremă sub formă de gel. Vă arăt imediat textura. Are 25 ml. Să știți că foarte puține creme de ochi au 25 ml. De obicei au 15 ml. O să o aplic sub ochi. Să știți că are o textură foarte light de gel. Se absorbe foarte rapid în piele. Și lasă pielea ușor fresh și luminată. Se simte senzația aia de fresh. O să-mi hidratez puțin și buzele cu crema de ochi care mi-a mai rămas. Poate fi aplicat atât în rutina de dimineață cât și în rutina de seară și este și un excelent primer pentru zona de sub ochi. Chiar și producătorul specifică acest lucru și de asemenea mai specifică că pentru un rezultat mai bun poate fi ținută la frigider. Aplic și crema cu efect de matifiere și hidratare de la Simple care se numește All Day Mattifying Moisturizer. V-am arătat și în ultimul clip de pe canalul meu. Are o textură foarte light și îmi place că hidratează foarte bine tenul și îl matifiază ușor. Ține sub control excesul de sebum pe parcursul zilei. Se absorbe super rapid. Și o să aplic astăzi și un primer, un produs nou pe care îl încerc împreună cu voi, deși eu l-am mai testat de două ori. Eu l-am arătat și în ultimul unboxing de pe Instagram. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Și primerul pe care vreau să-l aplic astăzi împreună cu voi, să vedeți cum arată pe față, este cel de la e.l.f. Poreless Putty Primer, cam așa arată. O să-l și desfac, să-l arăt textura. Are o nuanță ușor rozalie. Este sub formă compactă. Are o textură destul de light, super hidratantă. Am văzut că este un primer super lăudat în afară și chiar eram foarte curioasă să-l testez pentru că este un primer destul de accesibil, este super ok la ingrediente, este un primer care pur și simplu hidratează, netezește, își pregătește pielea pentru machiaj, de asemenea blurează ușor imperfecțiunile, minimizează ușor porii și oferă tenului un glow foarte natural. O să vedeți imediat cum îl aplic, dar vreau să-l iau mai întâi de toate cu o pensulă și o să folosesc această pensulă plată. O să iau mai mult produs, să-l pun pe mână, după care o să-l întind pe față. Să știți că nu este nevoie de o cantitate foarte mare, trebuie aplicat într-un strat foarte subțire. Cam aceasta este cantitatea pe care o aplic și o să o aplic cu această pensulă plată. O să-l întind frumos pe toată fața, după care o să masez ușor și cu degetele ca să intre mult mai bine în piele. Îmi place că hidratează foarte bine, lasă pielea foarte netedă și se aplică foarte frumos unul de ten pe această bază. Plus că minimizează frumos porii. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la acest primer este că, pe lângă faptul că minimizează ușor porii, lasă tenul ușor glowy. Din câte vedeți, îi oferă un aspect luminos foarte natural.
Nu știu dacă este atât de vizibil pe cameră că minimizează porii, dar dacă o să-l folosiți și o să vă uitați într-o oglindă mult mai de aproape, o să vedeți că este o diferență după ce-l aplicați, plus că este un produs destul de accesibil. Eu cred că dacă-l cumpărați, nu o să dați greș cu el. Plus că, dacă folosiți de zi cu zi o cremă cu SPF, mai bine aplicați mai întâi crema cu protecție solară, după care acest primer. Și eu folosesc o cremă cu protecție solară de zi cu zi, desigur, doar că astăzi nu o să o aplic pentru că nu-mi place că lucește prea mult în fața camerei. Să știți care ingrediente safe și poate fi folosit de zi cu zi, dar, din punctul meu de vedere, nu aveți nevoie neapărat de un primer de zi cu zi. Am mai spus acest lucru, eu nu prea sunt cu primerele. Eu pun foarte mult accentul pe îngrijirea tenului, pe produsele de skincare. Dacă aveți niște produse de skincare foarte bune, cu ingrediente foarte ok pe care le aplicați în rutina de dimineață, acestea vă pot servi și ca bază de machiaj. Dar dacă doriți o bază de machiaj de zi cu zi, nu știu, care să vă blureze imperfecțiunile, eu cred că acesta este un produs ok, plus că este și accesibil. Deja depinde de voi dacă vreți sau nu să aplicați acest primer zilnic, totuși pot să vă spun că este ok să-l aplicați zilnic pentru că nu conține ingrediente iritante sau comedogenice, conține scolane care hidratează foarte bine tenul. Dar totuși, dacă vă doriți un primer care să blureze porii, dar și să-l lase matifiat în același timp, acesta nu este potrivit pentru că, din câte vedeți, lasă un aspect luminos. Ceea ce este minunat pentru machiajul nostru de astăzi, pentru că astăzi îmi doresc un machiaj cât mai luminos. Iar pe acest primer o să aplic un fond de ten favorit. Cred că știți că acesta este unul dintre preferatele mele, cel de la Lancome, care se numește Taint Idol Ultra Wear în nuanța 010. După cum v-am spus mai devreme, majoritatea produselor pe care o să le aplic astăzi sunt produse cremoase, precum blush cremos, bronzer cremos și pentru că îmi doresc pe tenul meu mic spre gras, acum pe timp de vară când este foarte cald afară, să reziste cât de cât aceste produse cremoase, trebuie să optez pentru un fond de ten mai rezistent. Îmi doresc un fond de ten rezistent, dar și cu finish luminos în același timp, așa că acesta este perfect. Am mai vorbit despre acest produs, am și un review pe canalul meu, o să vă las linkul aici în caz că nu l-ați văzut și optez pentru el de zi cu zi, pentru că se simte super confortabil, se fixează pe față, nu curge, nu arată cheche, are un finish luminos și arată super frumos, se contopește cu pielea practic. Atunci când ne dorim un machiaj luminos, dar fără să aplicăm foarte multă pudră pe față, este bine să optați pentru un fond de ten care se fixează, pentru că dacă fondul de ten se fixează, va rezista destul de bine pe parcursul zilei, fără să-l fixați cu prea multă pudră. O să-l aplic cu pensula de la Real Techniques, să-l întind frumos pe toată fața, după care o să-l estompez cu burețelul. Uitați ce frumos arată, se contopește practic cu pielea, nu încarcă tenul. Nuanța aceasta numărul 010 este o nuanță neutră, potrivită pentru tenurile deschise. Dacă aveți tenul mic spre gras, tenul gras și normal, puteți să optați pentru acest fond de ten. Eu l-aș recomanda mai mult pe timp de vară pentru tenul mic spre gras și gras, pentru că rezistă destul de bine și arată și natural. Dar totuși, dacă aveți tenul mai uscat, mic spre uscat, chiar și normal, puteți să optați pentru un fond de ten mai light de atât și eu l-aș recomanda pe cel de la NARS, Shift to Glow Foundation. L-am cumpărat de curând și l-am testat și îmi place foarte mult. Deși și acela de la NARS rezistă foarte bine pe tenul meu, totuși, pe parcursul zilei, îmi iese mult mai mult sebum la suprafață, purtând acel fond de ten. Este un pes frumos și spre gât, de aici, de la maxilar. Nu este nevoie de o cantitate foarte mare pentru că acoperă destul de bine. Totuși, pe coșulețele, pe petele pe care le mai am, o să vin și cu un concealer mai târziu. Este foarte cald afară și nu-mi doresc să aplic foarte mult fond de ten. Îmi doresc să aplic o cantitate destul de mică, astfel încât să uniformizeze decât nuanța tenului. Nu o să-l aplic sub ochi pentru că o să aplic acolo concealer și nici pe pleoapă pentru că la fel o să vin cu concealer. Iar acum, ca să uniformizez totul mult mai bine și să retușez totul mult mai bine, vin cu burețelul. Dacă vă doriți un finish mult mai natural, trebuie să estompați foarte, foarte bine cu burețelul, pentru că burețelul ia excesul de fond de ten și desigur că fondul de ten rezistă mult mai bine după ce este tapotat cu burețelul, pentru că dacă este aplicat decât cu pensula, pensula lasă niște dâre, iar prin acele dâre, prin acele locuri libere, iese mult mai repede sebumul la suprafață. Dar dacă ne dorim ca tenul să fie foarte, foarte bine uniformizat, să nu rămână dâre, putem să venim cu burețelul să tapătăm foarte bine. Puteți să aplicați direct fondul de ten cu burețelul, nu este neapărat să-l aplicați cu pensula. Mie îmi place pur și simplu să îl distribui pe față
cu pensula, după care să vin cu burețelul. Dar desigur, dacă mă grăbesc zi cu zi, pot să aplic fondul de ten decât cu burețelul. Concealerul pe care îl aplic astăzi este cel de la NARS, care se numește Radiant Creamy Concealer în nuanța Vanilla. Îmi pun o cantitate pe mână, după care pe față o să-l aplic cu o pensulă. Cam așa arată nuanța. Este puțin mai deschisă decât fondul de ten. Îmi iau o pensulă de blending sintetică, care mă ajută să distribui foarte bine concealerul sub ochi. Să știți că îmi place foarte mult acest concealer, pe lângă faptul că rezistă foarte bine, se întinde foarte bine, se retușează foarte bine, nu se adună în riduri, în această zonă care este cea mai închisă. Aplic puțin, puțin de tot aici și pe pori, ca să reziste mult mai bine. Nu o cantitate foarte mare, destul de puțin. În zona lacrimală, o să-l aplic și pe pleoape. Nu aplic o cantitate foarte mare, pentru că îmi doresc decât să acopere puțin, să lumineze zona de sub ochi și să acopere imperfecțiunile. De exemplu, unele pete pe aici, de la coșulețe. O să-l aplic și pe pleoape, o cantitate foarte mică, astfel încât să acopere vinișoarele și să fie o bază pentru machiajul ochilor. Aplic de asemenea foarte puțin și aici, în centrul frunții. Pe nas puțin, pe puntea nasului mai degrabă. Pentru că aici am niște pete roșii, îmi doresc să le acopere. Și pe mărbie, la fel, pentru puțină luminozitate. Am lăsat puțin concealerul să se seteze undeva un minut, după care vin cu ajutorul burețelului și estompez totul foarte bine. Din câte vedeți, totul este mult mai bine acoperit acum. Dacă aveți mai multe imperfecțiuni, nu este absolut neapărat să aplicați o cantitate foarte mare de fond de ten și să îngreunați tenul. Puteți să aplicați o cantitate mult mai mică, după care, cu ajutorul concealerului, să acoperiți micile pete pe care le aveți, micile imperfecțiuni. Dacă după ce ați estompat cu brățelul, încă se mai vede aici o liniuță puțin mai închisă, aici în zona lacrimală, puteți să luați puțin concealer și să veniți direct pe această zonă frumos cu mișcare de tapotare. Să mai acoperiți puțin. Pentru că de regulă aici este cea mai închisă nuanță și poate da senzația că aveți niște pungi sub ochi, decât are nevoie de puțină luminozitate. Este mult mai bine acum. O să accentuez puțin și aici, pentru că zona aceasta la mine este puțin mai închisă și dacă nu este acoperită bine, nu arată frumos. Acum că avem tenul foarte frumos luminat, cred că avem nevoie și de niște umbre naturale. Am aici două produse și nu știu pe care să-l aplic. Unul este de la NYX, se numește Wonderstick, celălalt este de la Kiko Milano, se numește Sculpting Touch, nuanța 201. Ambele fac cam același lucru, doar că au nuanțe diferite. Vă fac imediat un swatch să le vedeți. Cam așa arată nuanțele, acesta este sticul de la Kiko, iar acesta cel de la NYX. Să știți că cel de la NYX este puțin mai hidratant și mai spre roșietic. Textura este mult mai hidratantă, din câte vedeți, și nu este atât de pigmentat. Celălalt de la Kiko este puțin mai cerat, este mult mai pigmentat. Cred că mai degrabă acesta seamănă cu un bronzer. Puteți liniștite să-l folosiți pe post de bronzer cremos de zi cu zi, de ce nu? Doar că dacă aveți tenul problematic cu tendința acneică sau chiar sensibil, vă sfătuiesc să nu folosiți acest stick, pentru că este puțin comedogenic. Eu nu-l folosesc de zi cu zi, desigur, dar dacă îmi doresc un efect luminos, îl aplic pe el sau pe acesta de la Kiko Milano. Totuși, astăzi cred că o să-l aplic pe cel de la NYX, pentru că v-am spus, seamănă mult mai mult cu un bronzer cremos. Dar totuși să știți că și celălalt de la Kiko Milano arată foarte frumos. Acesta este mai mult spre gri și se potrivește mult mai mult pentru sculptarea trăsăturilor, adică pentru a subția, dacă aveți niște trăsături foarte voluminoase. Sticul de la NYX, să știți că are și un corector beige. Are o textură super, super hidratantă. Cred că poate fi folosit de tenul uscat, de zi cu zi, pentru un efect de luminozitate, de ce nu? Doar că să știți că are o acoperire foarte, foarte mică. Din câte vedeți, am aplicat corectorul maro aici pe mână și le iau cu ajutorul pensulei de la Real Techniques cu care am aplicat fondul de ten
și aplic produsul pe față. Este mult mai bine așa să dozezi produsul decât să aplici direct pe față. Am eu ca și punct de reper punctul cel mai înalt al urechii și vin cu bronzerul undeva de aici, pe osul zigomatic, nu vin sub pentru că nuanța aceasta este mult mai roșcată, mai bronzată și îmi doresc să aplic nuanța chiar pe obraz, pe osul zigomatic. Încep să aplic nuanța de aici, din acest punct, aici trebuie să fie cel mai intens punct, după care este un pes frumos în sus pentru un efect de lifting. Și vin cu bronzerul undeva până în zona în care aplic de obicei iluminatorul, până aici. Dar desigur că aici va fi o intensitate mult mai mică decât în punctul acesta. Iau produs și aplic până obțin intensitatea dorită. Vin cu bronzerul până în zona aceasta, până unde se termină ochiul. Desigur că aici trebuie să fie intensitatea mult mai micuță. Trebuie să se piardă frumos nuanța. Din câte vedeți mie, este un stick foarte, foarte pigmentat, arată foarte natural și pe lângă faptul că oferă o nuanță frumoasă, oferă și un efect frumos de luminozitate. Dar fi să aleg dintre produse prufoase și produse cremoase, desigur că produsele cremoase câștigă din punctul meu de vedere pentru că acestea arată mult mai natural pe ten. Produsele prufoase de regulă se văd când sunt aplicate, chiar și bronzerul prufos, chiar și iluminatorul. Se disting pe față, pe când cele cremoase nu, chiar oferă un efect foarte luminos și natural. Am grijă să nu vin cu nuanța aceasta prea jos, pentru că eu de fapt îmi doresc un efect de lifting, să ridic frumos trăsăturile, nu să le cobor. Așa că dacă am greșit, pot să vin cu pensula cu care am aplicat concealerul și să corectez. Urc ușor cu nuanța respectivă și spre tâmplă, dar în zona aceasta vin mult mai subțire cu produsul. Puțin pe lateralele frunții, din nou foarte puțin produs, o zonă foarte îngustă și foarte atent. Aici aplic mult mai puțin produs pentru că, de regulă, fruntea la mine este mult mai grasă și dacă nu o să fixez cu pudră, nu o să reziste foarte bine, așa că nu-mi doresc să adaug mult produs aici, pur și simplu să ofer puțină culoare, atât. Și mă opresc aici, în zona aceasta. Aplic de asemenea foarte puțin și pe linia maxilarului. Linia maxilarului și linia frunții trebuie să fie de o intensitate mult mai mică, pe când cea mai mare intensitate trebuie să fie aici. Aplic puțin și pe marginea nasului, foarte puțin. Și de asemenea aplic din această nuanță și în colțul exterior al ochiului, pentru a oferi un efect de lifting și puțină nuanță pleoapei. V-am mai spus că îmi place foarte mult cum arată bronzerul pe pleoape, atât cel cremos cât și cel uscat. Deși urc cu bronzerul aici spre punctul cel mai înalt, totuși am grijă ca anume zona aceasta, foarte micuță, foarte îngustă, să rămână pentru iluminator. După care iau din nou burețelul și mai estompez încă o dată. După fiecare pas, fie că este fonul de ten, fie că este concealerul, fie că este blush-ul sau bronzerul, după fiecare pas vin cu burețelul să mai estompez totul încă o dată, ca totul să pară un întreg. Și să se contopească foarte frumos cu pielea. Desigur că puteți aplica direct atât bronzerul cât și blush-ul cu brățelul, dar din punctul meu de vedere aveți mult mai multă precizie când aplicați produsele cremoase cu ajutorul unei pensule și veniți direct în zona în care aveți nevoie, pe când brățelul fiind mare, puteți să veniți prea sus sau prea jos, așa că mai bine aplicați mai întâi de toate cu pensula, după care estompați frumos cu brățelul. Apropo, dacă aveți tenul foarte gras, s-ar putea să nu reziste foarte bine sticul acesta de la NYX. Pe tenul meu combinat, nefixat cu pudră, exact așa cum am aplicat acum, fonul de ten după care sticul, fără să fixez cu pudră această zonă, rezistă destul de bine, mai ales în zona aceasta. Mă strădui să nu aplic foarte mult produs și, la fel, nu curge nimic. Dar dacă aveți tenul foarte gras, aveți nevoie de un produs, de un bronzer sau de un corector stick, care este mult mai rezistent. Următorul produs cremos pe care îl aplic este un blush, desigur că acesta de la Kiko Milano, care se numește Velvet Touch în nuanța 07. Din nou îl aplic pe mână, după care distribui produsul cu ajutorul pensulei pe față. Cam așa arată nuanța, una foarte naturală și frumoasă. Iau produsul cu aceeași pensulă și îl aplic pe față.
începând din această zonă. Zâmbesc și aplic prin mișcări de tapotare blașul cremos. Dacă cu bronzerul am venit undeva de sub osul zigomatic spre această zonă, cu blașul vin exact între. După ce voi aplica blașul, voi aplica și iluminatorul în această zonă, așa că țin cont de faptul că iluminatorul este aici, bronzerul undeva începând de aici, iar blașul vine între. Din nou mă opresc în aceeași zonă, unde se termină ochiul, pot să urc ușor și spre tâmplă. V-am mai spus că îmi place foarte mult să aplic blașul urcând spre tâmplă, pentru că oferă un efect de lifting și arată foarte frumos. Aplic din blașul acesta puțin și pe pleoape. Cu blașul mă strădui să vin în zona aceasta. Dacă cu bronzerul am venit aici în colțul exterior, cu blașul vin chiar pe pleoape. Și aplic de asemenea din acest blaș puțin și pe buze. Îmi place foarte mult cum arată blașurile cremoase pe buze. Oferă o nuanță foarte naturală. Pot să iau chiar cu degetul. Plus că și nuanța buzelor astăzi o să rămână mult mai naturală, de aceea îmi doresc să ofer puțină culoare din blush. Și pentru un efect mult mai glow, mult mai luminos, o să aplic și un iluminator cremos și îl aplic pe acesta de la Ila Masca, care se numește Gleam Highlighter în nuanța Aurora. Și pe acesta îl aplic pe mână, dar de data aceasta îl iau cu ajutorul burețelului, pentru că mi se pare că cel mai ușor se aplică iluminatoarele cremoase cu burețelul. Și aplic pe punctele cele mai înalte ale feței. Aici pe osul zigomatic, pe punctul cel mai înalt. Puțin pe arcadă. Între sprâncene. Pe bărbie, deasupra sprâncenii puțin. Și cam atât. Foarte finuț este acest iluminator. Arată foarte, foarte frumos. Nu are particule mari, se contopește din nou și acesta cu pielea. Ia să vedem cum arată și pe buze. Pot să aplic puțin chiar și pe buze, arată foarte, foarte frumos. Probabil pentru voi nu este atât de vizibil că am aplicat blush și bronzer, dar credeți-mă că camera nu arată culorile din realitate. În realitate este totul mult mai intens. Desigur că eu am aplicat mai mult produs ca să fie vizibil și pe cameră, dar în realitate, în machiajul vostru de zi cu zi, aplicați cât mai puțin produs posibil, pentru că cu cât este mai puțin produsul aplicat, cu atât arată mai natural. Deși am zis că machiajul de astăzi o să folosesc decât produse cremoase, să știți că la orice machiaj aveți nevoie de măcar puțin pudră. Puțină pudră de a fixa concealerul sau fonul de ten de sub ochi, puțină pudră de a fixa pleoapele și dacă aveți un ten mix spre gras sau gras, trebuie neapărat puțină pudră să fixați centrul feței sau zonele în care aveți mai mult sebum. Pentru că pe parcursul zilei, acest sebum va ieși mult mai mult la suprafață și va deveni foarte lucios, foarte uleios. Sau dacă filmați, de exemplu, pe cameră, în fața reflectoarelor, în fața multor lumini, totul lucește extrem de mult. Din câte vedeți, parcă sunt transpirată, parcă sunt prea lucioasă și am nevoie de puțină pudră aici în zona ten ca să arate totul mult mai frumos. Avem nevoie de foarte puțin produs, nu foarte mult să încărcăm tenul, pentru că și astfel machiajul nostru va rămâne luminos și va arăta natural. Din nou o să folosesc pudra translucidă de la Laura Mercier cu ajutorul pensulei de pudră de la Real Techniques. O pensulică destul de mică ca să-mi fie foarte ușor să ajung în zonele în care se ajunge mai greu. Las excesul de produs în palmă și vin să fixez sub ochi. Dar înainte de a fixa zona de sub ochi, trec încă o dată cu burețelul sau cu pensula cu care am aplicat concealerul să întind produsul adunat de aici. Pentru că neapărat trebuie să întindem produsul de sub ochi înainte de a-l fixa. Deși nu s-a adunat foarte mult, pentru că v-am spus că concealerul de la NARS nu se adună în riduri, dar oricum trebuie să-l fixăm. Ne uităm în sus și fixăm foarte ușor cu mișcări de tapotare. Aplic puțin și pe nas, în centrul frunții, deasupra buzei, pentru că și aici transpir, în jurul gurii, pentru că aici se adună cel mai des produsul, pentru că vorbim mult, și pe bărbie. Și dacă aplic cu ajutorul unei pensule, desigur că efectul este mult mai natural. O să aplic de asemenea puțină pudră pe arcadă,
pentru că o să aplic o nuanță în pliu și îmi doresc să se estompeze foarte frumos, fără pete. Întind produsul și pe pleoapă care s-a adunat și aplic puțină pudră de cât, începând din colțul interior până la jumate de pleoapă, pentru că îmi doresc ca această zonă să fie încă umedă, pentru că mai târziu voi aplica un creion și vreau să se retușeze foarte ușor. Dacă aplicăm creionul peste pudră, se retușează mult mai greu. Fixez puțin și sprânceana, pentru că o să vin cu un creion și îmi doresc ca creionul să reziste mult mai bine. Dacă nu vă place senzația de ten lipicios, puteți să veniți chiar pe toată fața cu puțină pudră, foarte, foarte puțin produs, astfel încât să fixați să nu mai fie lipicios. Deși produsele pe care le-am aplicat anterior nu sunt foarte lipicioase, pe mine nu mă deranjează. Dar încă un lucru pe care vreau să-l specific este că dacă aveți tenul gras, să știți că produsele cremoase nefixate, ca și blush-ul cremos sau bronzerul cremos, s-ar putea să nu reziste foarte bine, mai ales dacă nu sunt niște produse rezistente și trebuie neapărat să veniți cu pudră. Prin mine să știți că aceste produse aplicate într-o cantitate foarte mică, nefixate, reziste destul de bine. Nu mă deranjează acest lucru, nu curge, dar depinde foarte mult de ce preferințe aveți atunci când vine vorba de machiaj. Dacă vă place să nu se ia absolut deloc când puneți degetul sau când puneți telefonul la ureche sau să se simtă cumva lipicios, v-am spus, mai bine fixați cu puțină pudră întreaga față. Eu nu o să fixez întreaga față pentru că mă simt destul de confortabil așa, așa că o să continuăm cu machiajul sprâncenelor. Și pentru sprâncene îmi doresc un look cât mai natural, așa că o să folosesc un creion de sprâncene, unul puțin mai deschis ca să umplu puțin golurile și să ofer puțină culoare sprâncenelor. Din câte vedeți la cealaltă sprânceană, ca și cum nu am aplicat deloc produs, arată totul foarte natural, o să folosesc acest creion care este de la MUA Makeup Academy. Este un creion foarte accesibil, l-am cumpărat recent să-l testez și se numește Brow Define Micro Precision Eyebrow Pencil în nuanța Fair. Ca și orice creion de sprâncene, este cu două capete, cu o pensulică și cu creionul în sine. Să știți că are o textură ușor uscată, vă fac imediat și un swatch, dar mie mi se pare că se descurcă super, super bine. Mie chiar îmi place cum arată pe sprâncenele mele pentru că, din câte vedeți, eu am destul de multe fire. Am nevoie decât să umplu câteva goluri și îmi place să fac acest lucru cu un creion mai deschis, potrivit pentru blonde, pentru că dacă închid sprâncenele mele cu o nuanță mult mai închise, par foarte nenaturale, parcă îmi îmbătrânește trăsăturile și nu-mi doresc acest lucru. Dar când vin cu nuanța aceasta mai deschisă, totul arată foarte, foarte bine. Și încep să umplu puțin de aici, de la baza sprâncenei. Nu aplic foarte mult produs. Ușor, ușor. Cel mai mult de obicei eu îmi umplu codița, o alungez puțin spre tâmplă și aici la arc, pentru că am puține firicele, îmi doresc să umplu mai mult. Trasăm niște fire foarte naturale. Atunci când vine vorba de creoanele de sprâncene, mai ales acestea retractabile, să știți că eu nu văd o diferență foarte mare între un creion mai scump și un creion mai ieftin. Se diferențiază textura creionului. Desigur că preferatele mele sunt cele de la NYX, dar nici acestea nu sunt rele. Dacă vă doriți un creion destul de accesibil, eu îl recomand. Este un produs ok. Iar pentru fixarea sprâncenelor folosesc acest gel de la Eyebrow Queen, Brow Soap Fix. Să știți că îmi place foarte mult acest gel pentru că arată foarte natural, nu încarcă sprâncenele. Și o să umplu toate firele, făcând așa, după care cu pielii mei mici fixez firele mai bine. Pe care cu ajutorul unei pensule de unică folosință pot să mai vin puțin și să iau excesul de produs. Și la ochi o să optez pentru ceva foarte natural și pentru asta am nevoie de câte două produse. Să știți că machiajul pe care vă-l arăt astăzi, machiajul ochilor, este unul dintre preferatele mele pentru care optez oricând. Dacă vreau ceva foarte rapid, dar și foarte frumos și de efect în același timp, mai ales pentru ochii căprui, mi se pare că definește foarte frumos ochii căprui, dar nu numai. Să știți că este potrivit tuturor nuanțelor de ochi și tuturor subtonurilor de piele pentru că o să folosesc așa un fard
neutru, o nuanță de nude care este de la Nabla Cosmetics și se numește Narciso și un creion maro care este de la Maybelline, se numește Tattoo Liner în nuanța 910 Bold Brown. Cam așa arată creionul. Îmi place foarte mult creionul, acesta este foarte rezistent, este un creion waterproof și este foarte cremos. De asemenea, dacă aveți paleta aceasta de la Tarte, care se numește Tarte Ace Pro To Go, puteți să folosiți și nuanța aceasta, care este puțin mai deschisă, dar pe ochi să știți că arată foarte asemănător cu nuanța de la Nabla Cosmetics. Am luat aici o oglindă mult mai micuță ca să vă fie destul de vizibil ceea ce fac eu aici și mai întâi de toate trasez codița. Începând din acest punct, ca și o continuitate a liniei apei, trasez o mică codiță. Desigur, codița trebuie să fie ascendentă. Să știți că pentru acest lucru am nevoie de o pensulă plată mică de această formă. Iau pensula aceasta și alungez frumos codița ca să fie mult mai finuță. Iau din nou creionul și aplic aceeași nuanță pe pleoapa inferioară, foarte aproape de baza genelor. Vin cu nuanța aceasta până unde se termină genele, spre colțul interior, până aici. După care iau din nou pensula și estompez. Ca nuanța să se piardă ușor în piele. Mișcări de dute vinul, este un pez ușor. După aceea, iau din nou creionul și aplic la baza genelor superioare. La fel vin până în colțul interior, până unde se termină genele. După care unesc linia de direcție cu baza genelor, încep undeva din acest punct, nu direct din codiță, și îngroș puțin. Îngroș puțin pentru că după aceea o vom estompa. Să vedeți că se va estompa foarte ușor pentru că nu am fixat această zonă cu pudră. Și am îngroșat codița până în punctul acesta. Luăm din nou pensula și estompăm toată linia. Începând din codiță, estompăm în piele decât marginea, ca să se piardă ușor. Estompez ușor până în colțul interior, doar că aici nu o să fie vizibil foarte mult, pentru că am aplicat o linie mai subțire. Îmi doresc să accentuez colțul exterior. Mișcare de dute vinul sau hașurare, le numiți cum vreți, doar că este un paț foarte, foarte frumos. Îmi doresc ca la baza genelor să rămână această nuanță mai închisă de maro, iar odată ce înaintăm pe întreaga pleoapă, să se piardă nuanța. Fără linii grafice, să știți că acest machiaj este potrivit tuturor, chiar și pleoape căzute. Puteți să optați și pentru un creion care nu este waterproof, care nu este rezistent, dar pe acela trebuie să-l fixați neapărat cu un alt fard, la fel maro. De aceea am ales un astfel de creion mai rezistent, pentru că de zi cu zi, sinceră să fiu, eu optez pentru astfel de creioane. Este mult mai simplu să le aplici și nu mai trebuie să le fixezi neapărat. O să iau o pensulă naturală de blending și iau această nuanță de la Nabla Cosmetics și încep să conturez pliul. Încep undeva de aici, merg exact pe cuta aceasta, aici este pliul. Și vin cu mișcări de dute vinul. Iau câte puțin produs cu pensula și aplic din nou până obțin intensitatea dorită. Vin cu nuanța respectivă până în colțul interior. Este un pes frumos și spre tâmplă. Pot să vin chiar până la jumătate de arcadă. Fac frumos trecerea pentru că anterior am aplicat pudra aici și se estompează totul foarte ușor. Iar apoi aplic nuanța aceasta pe întreaga pleoapă, inclusiv pe
creionul maro aplicat anterior. Astfel, creionul o să se fixeze și o să reziste foarte bine. O să iau aceeași nuanță cu o pensulă plată și o să o aplic pe pleapa inferioară. Foarte puțin produs din nou ca să fixez creionul acesta maro și ca să fac mult mai frumoasă trecerea în piele. Și cam atât cu machiajul ochilor, aplic decât mascara și gata. Astăzi optez pentru mascara de la Max Factor, se numește False Lash Effect. Cam așa arată. Cam așa arată pielea, este destul de grosuță, este din silicon, cu pieri mici. Cred că este a treia oară de când testez această mascara. Să știți că îmi place cum face genele și ceea ce îmi place foarte mult este că se demachează foarte ușor și dacă te murdărești, poți să te cureți cu ajutorul unei pensule din acestea de unică folosință. Să știți că v-am arătat eu în ultimele mele tutoriale mascara aceea de la Maybelline Sky High. Ei bine, îmi place foarte mult aceea cum face genele, doar că nu îmi place că se demachează foarte greu, este foarte rezistentă și atunci când vine vorba despre un rimel de zi cu zi, eu optez pentru rimelul care se demachează mult mai ușor. Este foarte important pentru mine acest lucru pentru că nu vreau să-mi distrug genele. Și aceea, de asemenea, se curăță foarte greu dacă te murdărești. Și am aplicat câteva straturi să obțin acest volum. Nu știu cum voi, dar eu, indiferent de mascara, mă murdăresc foarte tare atunci când mă dau cu mascara. Dacă aveți niște gene mult mai mici, s-ar putea să vă fie destul de greu să le rimelați cu această pielie. Aplic de asemenea și pe genele inferioare. Iar după ce se usucă, o să curăț totul cu o astfel de perie. Atât pe cliente cât și pe mine, mi se pare că acesta este cel mai dificil pas. Să dai pe cineva cu rimel, dar chiar și pe mine. Mi se pare foarte dificil pentru că mă doresc. De aceea optez pentru rimeluri care se iau. Iar la cliente, dacă folosiți un rimel care nu se ia, credeți-mă, stricați machiajul, mai bine nu. Iar acum iau pielea aceasta și curăț unde am murdărit de mascara. Vedeți că se curăță foarte ușor. Și în caz că s-a luat puțin creionul sau fardul, pot să aplic puțin fard deasupra. O să-mi conturez buzele cu acest creion de la NYX, care se numește Lip Pencil în nuanța Natural. Pentru că buzele mele nu sunt foarte definite și voi aplica mai apoi gloss, vreau să le definez mult mai bine conturându-le cu acest creion. Dacă buzele voastre sunt foarte definite și arată foarte bine cu gloss fără să le mai conturați, puteți să treceți peste acest pas. Eu o să le conturez puțin, decât să definez forma. Plus că este o nuanță foarte naturală, ce nu se distinge aproape deloc pe buze. Iar pe centrul buzelor o să aplic acest gloss, care este de la MUA Makeup Academy, se numește Rose Balm Nourishing Lip Gloss. Cam așa arată. V-am spus eu recent pe Instagram că l-am cumpărat să-l testez, este un gloss accesibil și mi se pare că seamănă foarte, foarte mult cu un gloss luxury de la By Terry, care se numește, cred că, Rose de Bon, ceva de genul, este așa rozaliu și se seamănă foarte mult la miros, la textură, nu este lipicios, arată super bine pe buze, hidratează foarte bine buzele, o să-l aplic pe mână, după care cu ajutorul unei pensule îl aplic pe centrul buzelor. Anume căutam așa nuanță, puțin rozalie, pentru că mi se pare că arată atât de natural pe buze, deasupra unui lipstick sau chiar deasupra unui blush cremos, cum este și în cazul de față. Să știți că MUA Makeup Academy se găsește în Superdrug, nu știu dacă este și în Boots, dar au și creioane foarte bune de buze. Și nu numai creioane de buze. Ah, de fapt și creionul de sprâncene tot de la Makeup Academy este. Got
dragilor, și cam acesta este rezultatul final. Din câte vedeți, mi-am schimbat puțin coafura, dar eu cred că arată mult mai bine așa. Sunt foarte curioasă ce părere aveți. Sper tare mult să vă placă machiajul luminos de astăzi. Sper să-l realizați și voi și desigur că aștept impresiile voastre mai jos în comentarii. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați click și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile clipuri. Pa, pa!